În această dimineață vrem să lăsăm ca Dumnezeu să ne vorbească prin Isaia. Cred că mesajul care Dumnezeu îl are pentru poporul său prin Isaia este extrem de relevant pentru noi, personal, pentru noi ca și biserică, pentru noi ca și popor, popor creștin, popor care se pregătește să sărbătorească nașterea Mântuitorului, dar un popor care este așa de departe de Dumnezeu. Un popor care îl cunoaște așa de puțin. Biserici care îl reprezintă așa de puțin, deși vor proclama numele Lui, vor cânta colinzi, vor spune că îl iubesc, vor spune că sunt fericiți că a venit în această lume. Isaia ne confruntă cu un asemenea popor. Cu un popor care la suprafață pretinde că este poporul lui Dumnezeu. Cu un popor care la suprafață pretinde că îl urmează pe Dumnezeu, dar un popor care se află într-o disperare totală, separat de Dumnezeu. Un popor pe care Dumnezeu este mânios. Un popor care Isaia ne arată că nu mai are aparent nicio speranță. Și de multe ori așa ne simțim și noi. Poate ne uităm în jurul nostru, în familia noastră și vedem starea căsniciei noastre și a familiei noastre și a copiilor noastre și spunem, oare mai există vreo speranță? Poate ne uităm în jurul nostru, în biserica noastră, în starea jalnică în care a ajuns biserica, în starea jalnică în care a ajuns poate cei care ne conduc, în starea jalnică în care au ajuns membrii din biserică, apatia, păcatul, nepăsarea, nelegiuirea care există în mijlocul, poate în biserica în care ne aflăm. Apoi poate ne uităm în jurul nostru, în orașul în care stăm și în țara în care locuim. Și ne întrebăm, mai poate oare Dumnezeu să salveze această țară, această biserică, această familie? Mai există vreo speranță pentru mântuirea, pentru izbăvirea bisericii mele, țării mele, comunității din care fac parte, a familiei mele? Lucrurile par așa de drastice, așa de grave, așa de pierdute, încât ne uităm în jurul nostru, ne uităm la poporul acesta în care locuim, în mijlocul căreia trăim, și spunem, nu mai există nicio speranță. Auzim chemările la pocăință, auzim chemările lui Dumnezeu prin Isaia la reformă, la trezire spirituală, și spunem, nimic și nimeni nu mai dă speranță acestui popor. Noi uităm poate la biserica din care facem parte și spunem, nu există nicio speranță. Ne întrebăm, oare mai poate Dumnezeu să salveze această biserică? Oare mai poate Dumnezeu să salveze această țară, această comunitate, această familie? Și Isaia așa începe. Dumnezeu începe spunând prin Isaia că El mai poate. Una dintre acuzele sau una dintre răspunsurile care probabil poporul și îl dădea în inima lui la chemarea de pocăință a lui Dumnezeu este, oricum nu mai contează. Oricum nu se mai poate face nimic. Oricum nu mai există speranță. Și în versetul 1, Dumnezeu răspunde acestor dubii, această necredință din inima poporului și spune că El poate. Că problema nu este Dumnezeu. Ne arată că mâna Lui este puternică, mâna Lui ne arată puterea Lui, capabilitatea Lui de a mântui. El este un Dumnezeu puternic și nu lipsa Lui de putință este problema. Ne arată că urechea Lui nu este prea întărită, adică ea încă poate să asculte rugăciunile celor ce vor să se pocăiască. Ne arată că Dumnezeu este disponibil să ne mântuie. Dumnezeu vrea să mântuie poporul său. Dumnezeu vrea să mântuie biserica lui din starea în care se află. Dumnezeu este dispus și este capabil să facă lucrul acesta. Așa că ar trebui să dăm la o parte orice gând din mintea noastră care spune nu mai este cu putință. Nu mai există speranță pentru familia mea. Nu mai există speranță pentru biserica mea. Nu mai există speranță pentru țara aceasta. Vestea care ne aduce Dumnezeu în această dimineață este că El poate. El poate să mântuie, El poate să izbăvească, El are puterea necesară și El are dispoziția. Inima Lui este una care vrea să facă lucrul acesta. Versetul 2 ne arată care este adevărata problemă care împiedică această reformă, această trezire, această întoarcere la Dumnezeu. Cuvântul, primul cuvânt din versetul 2, cuvântul ci, denotă că problema reală nu este neputința lui Dumnezeu.
pentru că El este puternic. Nu este lipsa de voință a lui Dumnezeu, pentru că El vrea să mântuie poporul său. Denotă că problema reală este altceva, este păcatul. De două ori ni se spune acest verset că păcatul este motivul pentru care noi nu suntem izbăviți. Și când vorbesc de izbăvire, evident că sunt două sensuri aici. Vorbim de izbăvirea acestui popor care era poporul lui Dumnezeu, din suferința și din problemele în care se aflau, și apoi vorbesc evident și de mântuirea personală prin credință care trebuie să o experimentăm fiecare. Dar în primul rând aici se vorbește despre izbăvirea unui popor care, deși îl cunoștea pe Dumnezeu, deși era poporul lui Dumnezeu, s-a fost depărtat de Dumnezeu. Și Isaia ne arată, Dumnezeu ne arată prin Isaia, că păcatul este problema lor principală. Și păcatul, ne spune Isaia, are trei efecte principale. Priviți versetul 2. Cine legiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru, păcatele voastre vă acuză înaintea lui Dumnezeu, vă ascund fața lui Dumnezeu și îl împiedică să vă asculte. Trei efecte ale păcatului. Primul efect este că se rupe relația între Dumnezeu și poporul său, în sensul că este pus un zid. Nu mai poți ca să ai o relație corespunzătoare când există un zid de despărțire între tine și Dumnezeu. Și păcatul are efectul acesta. Păcatul alterează relația între tine și Dumnezeu, între familia ta și Dumnezeu, între biserica ta și Dumnezeu, între țara aceasta și Dumnezeu. Ceea ce îl ține pe Dumnezeu departe de poporul român este păcatul acestui popor. Este faptul că avem tendințele acestea, dorințele acestea păcătoase. Și ne mândrim cu ele. Ne place să mințim, ne place să furăm, ne place să ucidem. Și lucrurile acestea pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Și aceasta este adevărat pentru orice comunitate. De aceea Dumnezeu este departe de multe biserici care pretind că sunt bisericile Lui. Pentru că păcatul lor pune un zid de despărțire. De aceea Dumnezeu este departe de multe familii, pentru că păcatul lor pune un zid de despărțire. În al doilea rând, ni se spune că suntem împiedicați din a-L găsi pe Dumnezeu. Căutăm fața lui Dumnezeu, dar din cauza că trăim în păcat, din cauza că suntem păcătoși, din cauza că nu ne pocăim de păcatele noastre, nu găsim fața lui Dumnezeu. Și lucrul acesta se întâmplă chiar astăzi. Mii și mii de oameni s-au dus în această dimineață la biserică să caute fața lui Dumnezeu, dar nu s-au dus cu pocăință. Nu s-au dus cu părere de rău. Nu s-au dus pregătiți să lase în urmă tot ceea ce au făcut păcătos, să le pară rău, să arunce la gunoi viața lor păcătoasă. S-au dus să-L caute pe Dumnezeu, ca Dumnezeu să ierte și ei să continue în păcatul lor. Și Dumnezeu spune că atunci când noi ne aflăm în păcat, aceasta ne împiedică de la a găsi fața lui Dumnezeu. Stăm și ascultăm predici și cântăm cântări și citim cărți de teologie și nu vedem fața lui Dumnezeu. Pentru că păcatul nostru ne ține departe de Dumnezeu. Pentru că păcatul nostru ne împiedică ca să găsim fața lui Dumnezeu. În al treilea rând, ne spune că păcatul nostru îl împiedică pe Dumnezeu în a ne asculta. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeu nu ne aude, că Dumnezeu aude și știe toate lucrurile. Ce îl face indisponibil pe Dumnezeu ca să asculte rugăciunile noastre. Noi strigăm către Dumnezeu, Doamne, scapă-ne, izbăvește-ne, mântui acest neam, mântui această țară, fă ceva în această biserică. Dar dacă trăim în același păcat, Dumnezeu își astupă urechile. Dumnezeu spune, n-am să mă îndur de biserica din care faci tu parte până când acea biserică nu se pocăiește. N-am să mă îndur de familia ta până când tu ca și bărbat și tată nu te pocăiești în sac și cenușe pentru păcatul familiei tale. N-am să mă îndur de țara aceasta până când ea nu vine cu pocăință. Rugăciunile care în această dimineață se înalță către ceruri care nu se înalță în pocăință sunt neascultate de Dumnezeu. Dumnezeu este împiedicat de păcatul nostru să ne asculte, pentru că El este un Dumnezeu sfânt. El este un Dumnezeu sfânt. Chiar rugăciunile sfinților Lui, acelor care vin cu pocăință și cu credință, sunt ascultate în virtutea unui singur merit, în meritul Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că El este singurul care poate mijloci între noi și Dumnezeu, încât păcatul nostru să nu ajungă în fața lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar privi la mine și la tine,
ar asculta rugăciunea noastră și apoi ar privi la persoana ta. El n-ar putea să răspundă pozitiv pentru că nu găsește vreun merit în tine. Nu găsești decât motive de mânie și de judecată și de blestem. Dar pentru că între tine și Dumnezeu intervine Hristos, pentru că El ia rugăciunea de pe buzele tale și o duce la altarul Tatălui, Dumnezeu privește la Hristos și spune: primesc această rugăciune, primesc această laudă, primesc această mijlocire, primesc această cerere. Și răspunde pozitiv pentru că acea rugăciune adusă cu adevărată credință și cu adevărată pocăință este intermediată, este dusă la ceruri de Hristos. Trei efecte. Se rupe, se alterează relația, ne împiedică pe noi ca să găsim pe Dumnezeu, să găsim fața Lui, chiar dacă o căutăm, și mulți o caută în această dimineață, și îl împiedică pe Dumnezeu ca să asculte rugăciunile lor, rugăciunile noastre. Uitați care sunt acuzele lui Dumnezeu față de poporul său. Dumnezeu vine cu multiple acuze față de poporul său și spune că datorită acestor lucruri, această stare a poporului, el nu poate avea o relație corespunzătoare cu poporul său. În primul rând, Dumnezeu spune că faptele lor sunt păcătoase. Versetul 3. Căci mâinile vă sunt mânjite de sânge și degetele de nelegiuiri. Câteva aspecte care putem ca să vedem de aici. În primul rând, vedem că Isaia folosește, Dumnezeu transmite prin Isaia două aspecte a nelegiuirii. Prima este descrisă prin mâinile lor. Mâinile sunt ceea ce lucrează, ceea ce fac fapte. Și apoi ni se spune că degetele lor. Și de aici înțelegem două aspecte. Înțelegem că, în general, faptele lor mari erau păcătoase. Așa de păcătoase și așa de rele erau faptele lor, încât faptele mâinilor lor sunt mânjite de sânge, duc la moarte. Și prin asta se referă, zic eu, și la moartea lor. Consecința pentru cei care fac fără de lege este moartea lor, dar și la moartea ca și o consecință care se prezintă în societate. De ce este România țara numărul 1 la avorturi? De ce am avortat noi ca și neam, întreaga noastră populație care este în viață astăzi a fost și avortată? Pentru că faptele mâinilor noastre păcătoase au creat o cultură, o societate, o țară plină de sânge, plină de păcat. Consecința păcatului este moartea. Atât moartea veșnică, cât și moartea aici și acum. Dar apoi ne arată că și lucrurile mărunte sunt păcătoase. Degetele sunt pline de nelegiuire. Nu doar faptele mari, ci și cele mărunte. Și lucrurile mici care le facem sunt mânjite de nelegiuire. Mi se spune apoi, în al doilea rând, că nu doar faptele lor sunt rele, sunt păcătoase, și vorbele lor sunt păcătoase. Buzele voastre spun minciuni și limba voastră vorbește nelegiuire. Fapta este coruptă și vorba este coruptă. Dar de unde izvorăsc toate acestea? De unde ajunge un popor să fie caracterizat ca unul care înfăptuiește răul și ca unul care vorbește ceea ce este păcătos? Priviți în versetul 4, ni se spune că voința lor și discernământul acestui popor este păcătos. Niciunuia nu-i place dreptatea. În inima lor există o dragoste nu pentru lumină, ci pentru întuneric. Nu pentru ce este drept, ci pentru ce este nedrept. Nu pentru sfințenie, ci pentru păcat. Nu pentru ascultare de Dumnezeu, ci pentru poftele lor. Și din această plăcere nedreaptă, este o felul de vorbe nedrepte, de vorbe păcătoase și de fapte păcătoase. Problema noastră ca și indiviz, ca și comunități, ca și biserici, ca și țară, nu este doar că facem lucruri păcătoase, nu este doar că spunem lucruri păcătoase, ci este că ne place păcatul. Că suntem păcătoși. Și din această inimă păcătoasă care are plăceri greșite, izvorăsc aceste fapte. Se spune că nici unul nu se judecă cu dreptate. Și aceasta înțeleg, nu în primul rând, că nu se judecă între ei, nu asta este ideea, că nu se duc în tribunal cu dreptate, ci nu se judecă, de exemplu, când suntem noi chemați ca să ne judecăm la cina Domnului. Nu se uită la sine cu dreptate. Privește la faptele lui, privește la inima lui și spune: a, nu-s așa de rău. Sunt alții mai răi.
Dumnezeu spune, pentru că suntem răi, ne place rău și nu suntem dispuși să ne judecăm drept, nu avem nicio șansă la pocăință. Este nevoie să privești la viața ta, la inima ta și să te vezi așa cum este. Să zici, inima aceasta este rea. Dorințele ei sunt rele. Faptele mele sunt rele. Vorbele mele sunt păcătoase. În al patrulea rând, ni se spune că credința lor era idolatră. Credința lor era neadevărată. Ei se bizuie pe lucruri deșarte. Două lucruri pe care se bizuiau ei, care erau deșarte. În primul rând, am văzut până în acest moment că acest popor devenise un popor extrem de idolatru. Se bizuiau pe idolii lor. Mergeau și făceau jertfe la idolii lor. Ajunsese până acolo încât își jertfeau unul dintre ei copiii. Alții își duceau fetele ca să fie prostituate la templele idolilor. Și se bizuiau că idolii aceia vor avea vreo putere, vreo influență. În al doilea rând, poporul acesta suferă de-a lungul istoriei și vedem că aceasta este deosebit de adevărat când ajunge Domnul Iisus Hristos pe acest pământ, de un legalism. Să bizuie pe faptele lui, deși era păcătos, deși trăia într-o curvie spirituală, deși era răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, el când se privea spunea, noi suntem buni, noi suntem poporul lui Dumnezeu, noi suntem mai drepți ca alții, noi suntem religioși, noi suntem spirituali. Isaia spune că problema noastră este că noi ne bizuim pe lucruri deșarte. Și noi facem la fel. Ne bizuim pe averea noastră, pe puterea noastră, pe sănătatea noastră, pe inteligența noastră, pe pilele noastre. Ne bizuim pe tot felul de lucruri, în loc să ne bizuim doar pe Dumnezeu. Și noi ne autojustificăm, în loc să ne privim așa cum suntem, să ne judecăm corect și să spunem că dacă am sta acum înaintea lui Dumnezeu, n-am meritat nimic altceva decât să fim nimiciți și să privim și să genunchiem înaintea lui Hristos și să spunem, Doamne, Tu fă-ne neprihănit. Tu iartă-ne păcatele, Tu mântuie-ne, că noi nu putem face nimică. Există undeva în inima noastră încolțit acea sămânță încolțită care spune, totuși, eu nu sunt chiar așa de rău. Credința noastră, de multe ori, este una idolatră și suntem chemați să izgonim orice gând de idolatrie. În al cincilea rând, vedem că oamenii aceștia nu doar că erau păcătoși, nu doar că înfăptuiau păcatul, nu doar că vorbesc lucruri păcătoase, nu doar că au o inimă păcătoasă și o credință idolatră, dar ni se spune că oamenii aceștia propagă păcatul. Și asta este realitatea. Atunci când un om devine cuprins în totalitate de păcatul său, el nu este satisfăcut doar ca el să fie păcătos, el vrea să împărtășească, să răspândească acel păcat și cu alții. Într-o societate, când societatea devine coruptă de păcat, ea nu este satisfăcută doar ca păcatul să existe, el trebuie propagat, el trebuie legiferat, el trebuie să existe peste tot. De exemplu, ne uităm astăzi, nu este suficient că unii nu cred în căsătoria așa cum a lăsat-o Dumnezeu, ei trebuie să propage, să legifereze, încât toată societatea să fie afectată de lucrul acesta. Nu este suficient că unii au căzut sau se află în acest păcat al homosexualității, ei vor ca acest păcat să fie propagat, să fie acceptat, să fie lăudat. Când inima devine deplin coruptă de păcat, ea vrea nu doar ca ea să fie păcătoasă, ci vrea ca păcatul acesta să fie răspândit. Ne se spune în felul următor. Ei spun neadevăruri, asta este prima etapă, zămislesc răul și nasc nelegiuirea. Ei dau naștere la nelegiuire prin ceea ce fac și prin ceea ce spun. Clocesc ouă de basilic, de viperă și țes pânze de paianjen. Cine mănâncă din ouăle lor moare și dacă se sparge vreunul, iese o năpârcă. Adică ceea ce ei produc, ceea ce ei propagă, nu are un alt efect decât să ducă la moartea celor care intră în contact cu vorbele lor, cu teologia lor, cu gândurile lor, cu faptele lor. Și ei nu sunt fericiți doar ca să facă aceste fapte și să păstreze aceste păcate pentru ei, ei vor să le spună și ei vor ca acest păcat să fie răspândit. Pânzele lor nu slujesc la facerea de haine și nu se acoperă cu lucrarea lor. Căci lucrările lor sunt niște lucrări nelegiuite și mâinile lor sunt fapte de sâlnicie.
Adică ceea ce fac ei nu poate ajuta pe nimeni, poate doar să distrugă. Ceea ce propagă ei nu poate să aducă viață, poate să aducă doar moarte. Apoi, ni se spune că oamenii aceștia, nu doar că sunt păcătoși, nu doar că au o credință greșită, nu doar că propagă păcatul lor, îl vestesc, îl distribuie în așa fel încât și alții să facă parte din el, dar sunt grabnici să facă lucrul acesta. Sunt grabnici să păcătuiască. Versetul 7. Picioarele lor aleargă spre rău și se grăbesc să verse sânge nevinovat. Aceștia nu sunt oameni care se întâmplă să păcătuiască. Aceștia sunt oameni care caută păcatul și îl caută în grabă. Se gândesc, unde pot să păcătuiesc astăzi? Unde pot să fac? Pentru că ei nu mai sunt, poate nici măcar mustrați de păcatul lor. Să grăbesc ca să facă lucrurile acelea care sunt neplăcute înaintea lui Dumnezeu. Gândurile lor sunt gânduri nelegiuite. Prăpădul și nimicirea sunt pe drumul lor. Calea vieții lor este caracterizată de prăpăd și nimicire, de nelegiuire. Mintea lor și viața lor este acaparată de tot ceea ce înseamnă păcatul și ei sunt grabnici să facă lucrurile acestea. Ei nu se feresc de ele și se întâmplă că au căzut în ele. Sunt oameni care nici măcar nu se mai feresc. Și aceasta, din păcate, caracterizează mulți oameni care se consideră creștini. Aceasta, din păcate, caracterizează țara noastră care se consideră creștină. Este o țară care caută la fiecare colț de stradă să păcătuiască. De aceea, de exemplu, cele mai frecvente pe lângă farmacii, în orice oraș românesc, sunt ce? Păcănelele. Da? Păcănelele. Ce beneficiu social, cultural, educațional sau de orice natură poți imagina aduce păcănelele? Am trecut ieri prin Oradea, pe lângă un asemenea local cu mașina și scria Clubul Milionarilor. Și am fost foarte tentat să-i zic la fratele Mariu să oprească mașina, să intru înăuntru și să întrebă, este vreun milionar aici? Că voi ați intrat aici, că vi s-a promis că puteți fi milionar, dar este vreun dintre voi milionar? Că eu încă nu am auzit de un milionar care să meargă la așa ceva. Și totuși, de ce nu se interzic? Cât de greu ar fi să se interzică? Cât de greu ar fi ca primăria orașului Zalău să zică aceste localuri nu produc niciun beneficiu pentru orașul acesta? Interzicem în orașul Zalău. De ce nu? Pentru că suntem grabnici la tot ceea ce este păcătos. Pentru că suntem grabnici la tot ceea ce dezonorează pe Dumnezeu. Pentru că inima oamenilor acestor oraș este cuprinsă de păcat. Și este doar un exemplu. Este doar un exemplu. Ne place ca să, nu doar noi să trăim, dar să lăsăm în jurul nostru să fie propagat păcatul acesta. Mi se spune apoi, ca și o stare generală, ca și o descriere generală, că oamenii aceștia se află în apostazie. Ei nu mai sunt, deși se numesc poporul lui Dumnezeu, ei nu mai sunt pe calea Domnului. Versetul 8. Ei nu cunosc calea păcii și în căile lor nu este dreptate. Apucă pe cărări sucite și oricine umblă pe ele nu cunoaște pacea. Oamenii aceștia au părăsit în totalitate calea lui Dumnezeu. Și asta este, într-un cuvânt, apostazia. Cu numele ei se declară poporul lui Dumnezeu. Dar în realitate, ei nu sunt pe această cale a păcii, pe această cale a sfințeniei. Ei n-au nicio treabă cu adevăratul Dumnezeu. Și ne întrebăm atunci, este acest text aplicabil nouă? Trebuie să ne amintim, în primul rând, că este vorba de poporul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu vorbește prin Isaia în acest fel, când spune că faptele lor sunt rele, că vorbele lor sunt stricate, că voința și discernământul este păcătos, că credința lor este idolatră, că ei propagă, răspândesc păcatul, că ei sunt grabnici de a face rău, că ei sunt în totalitate pierduți, aceste vorbe nu sunt adresate unui neam păgân. Sunt adresate poporului Israel. Cu atât mai mult ar trebui ca să înțelegem că atunci sunt aplicabile nouă cei care spunem că suntem Biserica lui Hristos. Dacă privim la această descriere și ne regăsim în orice care măsură, atunci aceste cuvinte sunt aplicabile nouă.
Și în mod general am putea spune că aceste cuvinte sunt aplicate acestui popor în care trăim. Că deși nu este poporul lui Dumnezeu, s-a autodesemnat un popor creștin. Ca atare să nu fie surprins dacă Dumnezeu într-o zi va veni și va cere judecată pentru această afirmație. Va spune, vă numiți poporul meu? Spuneți că România este un popor creștin? Haideți să vedem. Apostazia, în al doilea rând, trebuie să rețineți că nu este o părăsire a religiei, ci este o părăsire a credinței. Poporul Israel nu s-a oprit din jertfe, din mersul la templu. Poporul Israel s-a oprit din adevărata credință. Ei nu-și mai puneau nădejdea în Dumnezeu, ei nu se mai temeau de Dumnezeu, ei continuau în religia lor și importau și alte religii, erau oameni extrem de religioși. Ca atare când ne uităm la țara noastră ca o țară în apostazie, să nu fim păcăliți de faptul că suntem un neam foarte religios. Și când ne uităm la biserici care astăzi stau în închinare, să nu fim păcăliți de religia lor. Dumnezeu nu este impresionat de oameni religioși. El vrea oameni credincioși, El vrea oameni care vin cu pocăință. Este foarte posibil ca chiar și noi, frate, nu numai că suntem români, creștini de 2000 de ani, nu numai că suntem într-o țară creștină, noi suntem baptiști, tata a fost baptist, bunicul a fost baptist și eu m-am făcut și baptist reformat. Nu contează. Dacă nu există adevărată credință, și nu există adevărată pocăință, dacă există doar religie, doar forma și fără substanța, ești într-o stare de apostazie. Ești departe de Dumnezeu. Ca atare cred că acest cuvânt de la Dumnezeu, prin Isaia, pentru poporul său, se aplică fiecăruia dintre noi. La versetul 9, la versetul 16, mustrarea continuă, dar se întâmplă ceva foarte interesant și foarte important. Poporul acesta își însușește mustrarea adusă de Dumnezeu. La versetul 9 vedem că se repornește argumentarea împotriva poporului Dumnezeu. Și lucrul acesta este clar prin cuvintele de aceea. De aceea indică din nou cauza condamnării. Ne spune, de aceea izbăvirea este departe. De aceea mântuirea zăbovește. Și din nou ni se arată o listă cu toate lucrurile grele și stricate despre acest popor. Ceea ce este diferit este că acum vorbește poporul. Nu mai spune voi sunteți așa, faptele voastre sunt așa, acum ni se spune noi suntem așa. Faptele noastre sunt așa. Priviți versetul 9. De aceea hotărârea de izbăvire este departe de noi. Și mântuirea nu ajunge. Așteptăm, noi așteptăm lumină și iată întunericul, lucirea și umblăm în negură. Vedem din nou și din nou că ei își atribuie ceea ce Dumnezeu a zis, ei afirmă, confirmă și însușesc ceea ce Dumnezeu a zis. 12. Căci fără de legile noastre sunt multe înaintea ta și păcatele noastre mărturisesc împotriva noastră. Fără de legile noastre sunt cu noi și ne cunoaștem nelegiuirile noastre. Poporul privește la această mustrare, la această descriere din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, de aceea nu vă izbăvesc. De aceea sunt departe, de aceea vă las în suferințele voastre, pentru că sunteți asemenea oameni. Poporul aude această mustrare și răspunde acum spunând, așa este. De aceea suntem în suferință, de aceea suntem abandonați, de aceea ne aflăm deseori în sclavie, deseori în boală, deseori în pedeapsă. Pentru că suntem exact așa cum ne-a descris Dumnezeu. Primul pas, învățăm de aici, primul pas spre restaurare. Fie că este vorba de restaurarea unei țări, fie că este vorba despre restaurarea unei biserici, fie că este vorba de restaurarea familiei tale, fie că este vorba de restaurarea personală. Primul pas spre restaurare este admiterea și însușirea vinovăției tale. A veni înaintea lui Dumnezeu și a spune, Doamne, tot ceea ce Tu ai spus despre mine, tot ceea ce ai spus despre păcatul meu, este adevărat. Și tot ceea ce spune cuvântul tău că eu merit datorită acelui păcat este drept. A nu încerca în niciun fel să te justifici,
Nu vii cu explicații, nu vii cu circunstanțe atenuante, nu vii cu o prezentare a justificării tare comparative, Doamne, dar eu nu-s ca și alții. Ci vii pur și simplu și zici, Doamne, sunt exact cum ai zis Tu că sunt. Ai zis că vorbele mele sunt stricate, recunosc că vorbele mele sunt stricate. Ai zis că faptele mele sunt pline de sângele nelegiuirii, așa este. Ai zis că inima mea este cuprinsă de întuneric și de păcat, așa este. Cât timp nu recunoști că ești bolnav, nu ai nevoie de medic. Dacă te duci la un cabinet medical și te primește medicul și spune, de ce ai venit aici? Nu, eu sunt ok. Eu sunt bine. Este două variante. Ori te dă afară și spune tu n-ai nevoie de medic, ori te trimite la psihiatrie. Nu? Tu ai o boală, dar ai altceva. Un om care nu înțelege că este bolnav, nu are cum să fie ajutat de un medic. Nu are nevoie de un medic. Scriptura ne spune că Hristos a venit nu pentru cei sănătoși, nu că ar fi sănătoși, ci pentru cei bolnavi, pentru cei care văd starea lor, boala lor și vin la Dumnezeu și spun, Doamne, suntem bolnavi. Dă-ne leac. Suntem păcătoși. Iartă-ne. Suntem răzvrătiți. Disciplinează-ne. Apoi, după ce vedem lucrul acesta extrem de important, trebuie să vedem că poporul nu vine cu o însușire superficială. Poporul vine în ecou cu tot ceea ce a zis Dumnezeu prin Isaia și își descrie propria lui stare așa cum este. Poporul spune despre el că zace în întuneric. Vestul nouă. Așteptăm lumină și iată întunericul. Lucirea o așteptăm, dar noi umblăm în negură. Spune despre el că este orb. Bâșbâim ca niște orbi de-a lungul unui zid. Bâșbâim ca cei ce n-au ochi. Ne potignim ziua în amiază mare ca noaptea. Ne arată două aspecte. Unul că sunt orbi și în al doilea rând că această orbire a lor nu este pentru că este întuneric în jurul lor, ci pentru că nu au instrumentele necesare, nu au ochii cu care să vadă. La nivel declarativ, lumina era în jurul lor. Dumnezeu era acolo. Cuvântul lui Dumnezeu era prezent. Dar la nivel personal, real, ei erau orbi. De asemenea, problema noastră a orbirii nu este una externă. Că nu există lumină în jurul nostru. Că nu avem unde să intrăm în contact cu lumina. Lucrul acesta se adevărește prin faptul că sunteți aici. Unde ați auzit, citit cuvântul lui Dumnezeu, unde ați auzit adevărul Scripturii și al luminii lui Hristos cântat, unde ați auzit adevărul Evangheliei în rugăciune, unde l-au auzit predicat. Și totuși este foarte posibil că în această dimineață să fii orb, să nu vezi. Apoi ni se spune că, spun ei despre ei, că sunt bolnavi spiritual. Ba mai mult ni se spune că ei sunt ca niște morți. În comparație cu unul care este sănătos, ei sunt morți. În mijlocul celor sănătoși, suntem ca niște morți. Mormăim cu toți ca niște urși și ne văietăm ca niște porumbei. Recunosc, al patrulea rând, că ei abundă în păcat. Ei nu vin și spun, da, Doamne, așa este, suntem un pic păcătoși. Avem și noi greșelile noastre. Ei vin și recunosc în totalitate ceea ce a spus Dumnezeu. Ei vin și recunosc starea lor de păcat. Versetul 12. Căci fără de legile noastre sunt multe înaintea ta și păcatele noastre mărturisesc împotriva noastră. Fără de legile noastre sunt cu noi și ne cunoaștem nelegiuirile noastre. Ei vin și admit înaintea lui Dumnezeu, Doamne, tot ceea de care ne-ai acuzat este adevărat. Și nu avem nicio justificare și nicio scăpare înaintea ta. Trebuie să recunoaștem că ne cunoaștem păcatele noastre. Vedem că suntem așa cum ne-ai descris, cum ne-ai descris tu. Ca atare, suntem vinovați. Versetul 13. Am fost vinovați și necredincioși față de Domnul. Am părăsit pe Dumnezeul nostru. Am vorbit cu apăsare și răzvrătire. Am cugetat și am vorbit cuvinte mincinoase. Dragul meu, dacă în această dimineață te afli departe de Dumnezeu, dacă familia ta este departe de Dumnezeu în această dimineață, dacă biserica ta este departe de Dumnezeu, trebuie ca să vii înaintea lui Dumnezeu și să recunoști vinovăția ta. Să-ți plângi păcatul despărțirii de Dumnezeu. Să-ți plângi faptul că ți-ai întors spatele la Dumnezeu.
Degeaba tot îi ceri lui Dumnezeu să apropie de tine dacă tu nu vrei ca să recunoști de ce de fapt ai nevoie de El. Dumnezeu se apropie de biserica sa. Dumnezeu se apropie de copiii săi. Dumnezeu izbăvește și mântuie din necazul în care ne aflăm. Atunci când recunoaștem vina noastră înaintea Lui. Dacă țara aceasta în care trăim vrea să fie vindecată de cancerul acesta care toți îl experimentăm. Toți am crezut, nu? Mai ales cei mai în vârstă, dar acum nu mai credeți și nu mai sperați, că după Revoluție țara se va vindeca. Și realizăm că nu s-a întâmplat altceva decât să vedem propagarea unui cancer mai grav decât comunismul. Se numește păcat. Dacă țara aceasta vrea într-adevăr să fie vindecată, ea trebuie să-și recunoască vinovăția. Ea trebuie să-și plângă păcate. Ea trebuie să vină înaintea lui Dumnezeu și să recunoască toate lucrurile murdare, urâte care l-a făcut. Să îngenuncheze înaintea lui Dumnezeu. Altfel vom rămâne sub această condamnare. Ei vin și recunosc, suntem vinovați și am fost necredincioși. Și vin și recunosc că consecința acestor lucruri, dreapta consecință, este că izbăvirea și mântuirea este departe de ei. De aceea, versetul 9, hotărârea de izbăvire este departe de noi și mântuirea nu ne ajunge. Versetul 11, așteptăm izbăvirea și nu este. Așteptăm mântuirea și ea este departe de noi. Versetul 14, și astfel izbăvirea s-a întors și mântuirea a stat deoparte. Datorită faptului că suntem păcătoși, datorită faptului că zacem în această orbire, în această vinovăție, că suntem bolnavi spiritual, că n-am venit înaintea lui Dumnezeu să cerem pocăință, Dumnezeu nu s-a îndurat de noi și este drept lucrul acesta. Nimeni nu poate reproșa lui Dumnezeu dreapta lui judecată. În al doilea rând, a doua consecință pentru nepocăința lor este faptul că Dumnezeu este mânios. Dumnezeu este mânios datorită păcatului lor. Domnul vede, versetul 15, cu privirea mânioasă, că nu mai este nicio neprihănire. Și Dumnezeu pedepsește pe poporul său și Dumnezeu pedepsește în general popoarele atunci când trăiesc împotriva voii lui, chiar dacă nu sunt popoare creștine. Dumnezeu binecuvântă pe cei care ascultă de voia lui, de principiile morale care el le-a lăsat și judecă și privește cu mânie pe cei care pângăresc caracterul moral al Creatorului. De aceea Europa, America, toate imperiile acestea extraordinare la ora actuală n-au cum să nu falimenteze la un moment dat. N-au cum să nu ajungă într-un eșec total. Pentru că Dumnezeu în cele din urmă nu se lasă batjocorit. N-au cum țări care astăzi propagă căsătoria homosexuală, legalizarea avortului până în luna noua. În Statele Unite sunt locuri unde se legiferează la ora actuală că dacă o mamă este în travaliu, este pe masa de operație, la momente de a da naștere, ea poate totuși să facă un avort. Este imposibil ca aceste țări să nu cadă sub judecata lui Dumnezeu. Este imposibil ca țara noastră să nu cadă sub o judecată mai grozavă decât cea sub care ne aflăm, dacă nu venim cu pocăință. Dumnezeu este mânios. Singurul motiv pentru care nu simțim plinătatea mâniei lui este că este și îndelung răbdător. Dar el este mânios și este sfânt și este drept. Și ca atare, spun ei, speranța lor este total pierdută. Ce speranță mai pot avea niște oameni care se văd păcătoși, care se văd total corupți, care văd că Dumnezeu este mânios împotriva lor? Nu mai au nicio speranță. Spun, suntem gata să fim nimiciți. Care este atunci speranța celor fără de speranță? Și vedem lucrul acesta în versetul 16. După ce ni se prezintă verdictul acesta din partea lui Dumnezeu despre poporul său, după ce verdictul este confirmat chiar de popor, suntem fără speranță, suntem demni de a fi nimiciți. Dumnezeu intervine și spune, atunci,
Brațul lui vine în ajutor și neprihănirea lui îl sprijină. Se îmbracă cu neprihănire ca și cu o platoșă. Își pune pe cap coiful mântuirii, iar răzbunarea ca o haină și se acoperă cu gelozia ca și cu o mantă. El va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Va da potrivnicilor săi mânia, va întoarce la fel vrăjmașilor săi și va da ostroavelor plata cuvenită. Atunci se vor teme de numele Domnului cei de la apus și de slava lui cei de la răsăritul soarelui. Când va năvăli vrăjmașul ca un râu, Duhul Domnului îi va pune pe fugă. Da, va veni un răscumpărător pentru Sion, pentru cei al lui Iacov, care se vor întoarce de la păcatele lor, zice Domnul. Și iată că legământul meu, și iată legământul meu cu ei, zice Domnul. Duhul care se odihnește peste tine și cuvintele mele pe care le-am pus în gura ta nu se vor mai depărta din gura ta, nici din gura copiilor tăi, nici din gura copiilor copiilor tăi, de acum și până în viac, zice Domnul. Speranța omului fără speranță, speranța bisericii fără vreo speranță omenească, speranța unei țări fără speranță este că atunci Dumnezeu intervine. Atunci când nu mai avem vreo speranță, atunci când recunoaștem păcatul și inabilitatea noastră, când suntem confruntați cu starea noastră și venim înaintea lui Dumnezeu și nu mai ne scuzăm și nu mai spunem că totuși nu e așa de rău și spunem că suntem păcătoși și spunem că merităm dreapta lui furie și judecată și nimicire și recunoaștem că nu avem nicio putere, nicio capabilitate să facem ceva, să schimbăm ceva. Și totuși atunci Dumnezeu intervine. Atunci când ni se pare că nu se mai poate repara nimic, că relațiile sunt prea stricate, că păcatul este prea invaziv, atunci Dumnezeu intervine. Atunci Dumnezeu anunță un răscumpărător. Cine este El? Care este identitatea Lui? Ni se spune că El este brațul Domnului și știm deja că aceasta este o referire la Hristos. El este brațul puternic prin care Dumnezeu face această lucrare imposibilă. Ni se spune că El este neprihănirea Domnului. În contrast cu noi, cei care suntem păcătoși, El este neprihănirea. Și El a venit ca să facă pe cei păcătoși neprihăniți. Să trăiască El în locul nostru viața perfectă care nu putem trăi. Și să moară în locul nostru moartea care noi suntem responsabili să o suferim. Plata păcatului care ni se cuvine nouă a căzut asupra Lui. Ni se spune că El este răscumpărătorul. Noi suntem sclavi, vânduți păcatului și El vine și ne răscumpără din această sclavie. Ce va face El? Păi va face exact ceea ce face un răscumpărător. El răscumpără și mântuie, dar ni se spune că mai face și altceva. În versetul 19 ni se spune că prin lucrarea Lui El dă credință, El aduce credința. Versetul 19 ne spune că atunci se vor teme de numele Domnului. Cei de la apus și de slava lui cel de la răsăritul soarelui. Prin aceasta ni se arată că lucrarea acestui răscumpărător va fi așa de incredibilă încât se va răspândi pe întreg globul. Oriunde bate soarele pe acest pământ va fi cândva credință. Oriunde pe acest pământ, la un moment dat, va străluci slava Mântuitorului nostru. Ni se spune că va da și pocăință. Versetul 20. Da, va veni răscumpărătorul pentru Sion, pentru cei al lui Iacov care se vor întoarce de la păcatele lor. Pocăința este nu altceva decât un răspuns natural a celor care au primit credință. Nu poți ca să crezi în răscumpărătorul care este Hristos și să nu vii în pocăință. Decât dacă ai o credință a dracilor, dacă ai o credință falsă. Adevărata credință merge mână în mână cu pocăința. Adevărata credință te împinge spre a te lepăda de orice lucru necurat. Al patrulea rând ni se spune, nu doar răscumpărare, nu doar mântuire, nu doar credință și pocăință, dar El aduce încă ceva. Versetul 20. El va da în dar, asta este legământul sau promisiunea Lui pentru copiii Săi, adică pentru cei care se vor întoarce de la păcatele lor și își vor pune credința în El. El va da Duhul lui Dumnezeu. Da, vine răscumpărătorul pentru Sion,
pentru cei care se vor întoarce la păcatele lor, zice Domnul. Și iată legământul sau promisiunea care o fac cu ei. Duhul meu care se odihnește peste tine și cuvintele mele care le-am pus în gura ta nu se vor mai depărta din gura ta. Și nici din gura copiilor tăi, și nici din gura copiilor copiilor tăi, de acum până în veac. Promisiunea este că răscumpărătorul aduce răscumpărare și mântuire, produce credință în cei care văd această lucrare minunată a lui și răspund cu pocăință și dă în dar Duhul Său care rămâne asupra lor, care rămâne în ei. Și de aceea ei nu se vor mai depărta niciodată de la Dumnezeu, pentru că întotdeauna, datorită lucrării răscumpărătorului, Duhului Dumnezeu este cu ei. În același timp, ni se spune că acest răscumpărător mai face și o altă lucrare. Nu doar de mântuire, nu doar de răscumpărare, nu doar de izbăvire, ci una de judecată. În versetul 17, ni se spune că el vine cu răzbunare față de dușmanii lui Dumnezeu. El vine ca să plătească, să răsplătească după faptele celor care sunt dușmanii lui Dumnezeu. El vine să pedepsească orice păcat. Versetul 20 ne arată foarte clar că răscumpărarea este doar pentru cei ce se pocăiesc de păcatele lor. Și că toți ceilalți rămân sub judecata lui Dumnezeu, sub judecata Fiului lui Dumnezeu, care la revenirea lui va împărți întreaga lume. Cei răscumpărați vor fi împreună cu el și cei care au respins chemarea lui. Cei care, în loc să se uite la ei și să vadă așa cum sunt ei, au zis, eu n-am nevoie de un răscumpărător. Cei care au vrut ca să continue în păcatul lor și în fără de legea lor, cei care și-au întors spatele la Dumnezeu, aceia vor cădea sub judecata și răzbunarea Domnului nostru Iisus Hristos. Dragul meu, în această dimineață, dacă ai stat și ai auzit predicarea cuvântului, nu este pentru tine altceva decât har. Nu este pentru tine altceva decât o chemare ca să cunoști pe acest răscumpărător. Ca să privești în mod sincer la viața ta, să te vezi așa cum ești, să realizezi că n-ai nici o scăpare prin puterile tale și să alergi către cel care poate să te mântuie. Și mă rog și ne rugăm că în această dimineață această lucrare minunată a credinței și a pocăinței să fie lucrată în inima ta de Duhul Sfânt. Amin. Haideți.